Una dintre cele mai bine cunoscute relatări din Evanghelia după Ioan este aceea despre Nicodim și subiectul nașterii din nou. Gândiți-vă că Nicodim a fost prima persoană care a auzit vreodată aceste cuvinte. Trebuie să te naști din nou. Și cuvintele astea l-au șocat și l-au făcut să fie complet atent. Erau atât de diferite de tot ceea ce auzise el până atunci. În același timp, erau foarte, foarte derutante. Deși vorbirea figurată despre nașterea din nou pe care o folosise Isus, nu era cu totul străină pentru Nicodim. Știți că cei convertiți de la păgânism la credința lui Israel erau adesea asemănați cu niște copii de curând născuți. De aceea este clar că Nicodim a înțeles că vorbele lui Isus nu trebuie luate în sens literal. Dar, în virtutea nașterii sale ca izraelit, vă dați seama că el se considera și se socotea foarte sigur de un loc în împărăția lui Dumnezeu. El era un teolog, prin definiție, și în acord cu teologia iudaică, a fi născut ca fiul al lui Avram, era aproape o, o, garanție a primirii împărăției cerului. Dar pentru ca să fie mântuiți, iudeii trebuia să devină fiul lui Avram prin adopție, spunea ei. Și nu l-ar fi mirat pe Nicodem să-l pe Isus spunând că ne-iudeii trebuia să fie născuți din nou pentru ca să poată vedea împărăția lui Dumnezeu. Dar ideea că el, un iudeu precaut, se află în afară de cercul mântuirii, era un gând nou și tulburător socotea că el nu are nevoie de scrierea legământului cel veșnic pe table inimii sale. Nici nu știa despre așa ceva. Și din acest motiv a fost foarte surprins de cuvintele Mântuitorului. Mai mult, să nu credeți că nu s-a simțit iritat de aplicarea lor la persoana sa. De fiecare dată când mari conducători sunt față în față cu aplicarea la persoana lor, sunt destul de refractar. Priviți martorul credincios în Apocalips 3, care se uh, adresează tuturor a, 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 conducătorilor și îngerului Bisericii. Și o să-i vedeți cum reacționează. Ei, gândiți-vă că am prin ce a trecut Nicodim în momentul acela. Gândiți-vă la îngânfarea fariseului nostru care se lupta cu uh, dorința sinceră a căutătorului după adevăr. Că era interesat după adevăr, asta este clar. S-a mirat că Hristos îi vorbește în felul acesta, fără a respecta poziția lui de conducător în Israel, de profesor, da? Și astăzi noi le auzim și le percepem cu totul altfel. Adică expresii precum născut din nou sau mântuire, salvare, sunt arhaice, nu mai sunt noi, da? Sunt arhaice. Și de cele mai multe ori ele cad pe urechi surde și sună am deplasat pentru că au un iz așa bisericesc de a intra și tu în membria fraților și a bisericii tale. Și mulți renunță la a mai asculta o prezentare la prima menționare a acestor cuvinte. Dar nu Nicodim. În primul rând, cine era Nicodim? Nicodim era un om foarte, foarte educat. Era important, avea succes, avea experiență, era bogat, era cunoscut, era respectat, era apreciat. Era un interpret și un judecător al și al tradiției iudaice, era o persoană care avea influență și putere de decizie asupra vieții altor oameni și a organizat viața într-un mod care a funcționat foarte bine pentru el și viața era bună pentru Nicodim, se pare. Avea ceea ce spunem noi astăzi, siguranța zilei de mâine și era mai în vârstă sau cel puțin așa se identifică el însuși. Spune cum se poate naște din nou un om bătrân. Ioan ne spune că el era un fruntaș al iudeilor, chiar din primul verset. Un învățător al lui Israel, un conducător religios și membru onorant al Consiliului Național. Cea mai mare autoritate publică, Sinedrul. Sora White ne spune că avea o poziție foarte înaltă și de mare răspundere în Națiunea Ideilor, și că educația lui fusese dintre cele mai alese. Și, împreună cu alții, a fost mișcat pur și simplu de învățătura lui Isus la, la, la scurtă vreme după prima prezență publică a omului Isus Hristos. Nu trecută multă vreme de la momentul curățirii Templului și de la faimoasa declarație din Ioan, capitolul 2, cu 19, pe care am prezentat-o dată trecută. Este de a aprecia faptul că, deși era bogat, deși era învățat, deși era onorat, fusese atras de umilul nostru, Isus Hristos, umilul nazarinean. Atât de impresionat a fost de învățăturile pornite de pe buzele Fiului Omului, încât s-a născut în inima lui dorința ca să-l întâlnească pe Isus Hristos și ca să cunoască mai mult despre aceste adevăruri eterne fiind și el un om al Scripturii, dedicat pentru viața cu Dumnezeu, clocotea de curiozitate ca să-l cunoască pe acest om. Și de când auzise de Isus Hristos, Nicodim începu să se studieze cu râvnă toate profețiile despre Mesia și cu cât studia mai mult, cu atât era mai convins că El era Cel care trebuia să vină. Dar parcă nu prea venea să creadă. Mă opresc și spun, pentru cei care găsiți în mesajul nostru, că ar fi solia lui Dumnezeu, luați și studiați în mod serios. Nu blocați vocea Duhului Sfânt care încearcă să vă spună și să vă exprime anumite lucruri. Este o persoană atât de gentilă, Duhul nostru cel Sfânt, încât în momentul în care simte că ar putea fi vorba măcar de o singură nuanță de a vă împinge acolo unde ne doriți, se retrage. Cred că Nicodim a studiat cu râvnă profețiile despre Mesia. Și chiar dacă a mers mai nevoios și încetul cu încetul, o să vedeți că până la sfârșit îl mai avem prezent în Evanghelia după Ioan ca devenind un ucenic al Domnului Isus Hristos. Mai greu, datorită poziției sale, dar a pus mâna și a studiat, a pus mâna și a văzut, s-a dus sub smochilul lui Natanael, la modul acesta figurat, și asta vă sfătuim și pe dumneavoastră. Să revenim la Nicodim. Ca mulți din Israel fusese întristat și el ca și conducător de profanarea templului, pentru că ei știau toate afacerile care se duceau acolo și se pare că el fusese de față când Isus îi izgonise pe cumpărători și pe vânzători. Văzuse cu ochii lui manifestarea curățirii templului, nu la voia întâmplării, curățirea templului. L-a văzut pe Mântuitorul primind pe cei săraci și pe cei bolnavi și vindecând, și a văzut reacțiile lor pline de bucurie și cuvintele lor de laudă, care nu putea pune la, în mintea lui, nu putea pune la îndoială faptul că Isus din Nazaret era trimis de Dumnezeu, era de la Dumnezeu. Și dorea din toată inima să stea de vorbă cu Isus Hristos, dar se ferea să meargă la el pe față, și era o problemă pentru un conducător al ideilor să dea pe față simpatie pentru un învățător atât de deosebit așa cum era Isus Hristos. Pentru că Domnul Hristos, fraților, era diferit, vorbea diferit, credea diferit, se purta diferit, iar toți ceilalți considera că El este de vină, ei fiind cei normal. Hristos a fost contestat la fiecare pas. Peste tot opoziție, peste tot contestări, amenințări, neînțelegeri, mistificări, batjocorire, dispreț și umilință. Nicodim a înțeles că Hristos nu căuta scurtături, nu era omul compromisurilor și mai ales nu se lăsa influențat de opinia publică sau de corectitudinea politică care era extrem de prezentă și în timpul acela. A văzut. A văzut dedicarea lui și a văzut că el era acolo ca să-și servească poporul său. Și. Dacă vizita lui ar fi ajuns la cunoștința Sinedrului, ar fi făcut ca asupra lui să se reverse disprețul și bănuielile lor. Așa că s-a hotărât să aibă o întâlnire tainică, scuzându-se pe motivul că dacă ar fi mers pe, pe față, și, și alții ar fi urmat pilda lui. Și, și aflând prin cercetări anume făcute că locul unde se retrăgea Mântuitorul este pe Muntele Măslinilor. L-a așteptat până când orașul s-a cufundat în liniște și după aceea l-a căutat și s-a întâlnit cu el. Și apoi, imaginați-vă, avându față în față, încep să vorbească și cred că, din ceea ce am știut în relatarea Sorei White, în fața lui Hristos, Nicodim a simțit o stranie timiditate pentru un om ca el, pe care a încercat să o ascundă sub o aparență de calm și de demnitate și de autocontrol. Și el zice, învățătorule, zise el, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu, dacă nu este Dumnezeu cu el. L-a luat așa mai mai, mai diplomat, mai, mai pastoral, cu o mișcare pastorală, cunoscută de către pastorii noștri. Deoarece, vorbind despre darurile deosebite pe care le avea Isus ca învățător, precum și de puterea lui uimitoare de a face minuni, a sperat așa să introducă și să netezească drumul spre această ocazie. Realizez că, în același timp, cuvintele lui aveau să exprime și să producă încredere, și era uh, reală această încredere, dar, de fapt, Sora White ne spune că ele exprimau necredință. Necredință. Din ce motiv, dragii mei? Deoarece ne spune sora Wai că el nu l-a recunoscut pe Isus ca Mesia, în primă fază, în ciuda tuturor profețiilor pe care le studiază, și a teologiei și a educației sale, ci numai ca un învățător trimis de Dumnezeu. Înțelegeți? Și în acest punct intervine Hristos, care vine să-l ajute. În loc să răspundă la aceste cuvinte de început, de salut, Iisus și-a îndreptat privirea asupra vorbitorului, care, ca și cum i-ar fi citit în sufletul lui, tatăl locuia în el, și în înțelepciunea sa nețărmurită a văzut în fața sa un om care căuta adevărul. Și asta apreciază cel mai mult Duhul Sfânt. Iubirea și dorința după adevăr. Sinceritatea cu care cauți adevărul. Și Duhul Sfânt cu toată puterea se deschide înaintea noastră. Iar Tatăl care locuia în Isus Hristos a văzut lucrul acesta. El știa pentru ce a venit și cu dorința de a adânci și mai mult convingerea care se găsea în mintea uh, ascultătorului, i-a vorbit în mod direct și în mod solemn și blând, i-a zis: Adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Nicodim venise la Domnul cu gândul să aibă o discuție cu Isus, dar Isus i-a vorbit despre principiile fundamentale ale adevărului etern. Principiile fundamentale ale adevărului etern. Am vorbit despre ceea ce cunoașteți până acum, dar de aici aș dori să vorbim despre aceste principii fundamentale ale adevărului. Cu alte cuvinte, i a spus lui Nicodim. Nu de cunoștințe teoretice ai nevoie atât de mult, ci de actul creator al fuziunii dintre divin și uman. Cu alte cuvinte, a spus dragul meu Nicodim, tu nu trebuie să discuți cu mine doar ca să ți satisfaci curiozitatea. Ci tu ai nevoie de o inimă nouă. Tu ai nevoie de scrierea legământului cel veșnic pe tablă tale. Tu trebuie să faci cunoștință cu scopul eter în sanctuarul acesta. Aceasta este misiunea mea. Până când nu se va produce această schimbare această zimăreață în care se fac toate lucrurile noi, odată cu tot poporul, nu ți va fi de niciun folos să discuți autoritatea sau misiunea mea sau principiile pe care le evoc. Eu soluția lui Hristos la nedumeririle lui Nicodem a fost nașterea din nou. Evident, aceea, aceea dintr-o sămânță care nu poate putrezi, adică o naștere după care nu se mai păcătuiește. Nu i-a recomandat mai multe fapte, nu i-a recomandat mai multă rugăciune, nu i-a recomandat mai multă voință, nu i-a recomandat mai multă prezență la biserică, nu i-a recomandat mai multă uh, misiune și nici mai multă credință. Cu alte cuvinte, Hristos i-a spus lui Nicodim că trebuie să fie făcut părtaș de natură divină și că acest dar nu se primește ca răsplată pentru sfințenie, ci prin pură credință în puterea creatoare a lui Dumnezeu. Înțelegeți? Nicodime, tu nu poți fi fără păcat printr-un riguros program de fapte și prin credința pură și prin prețuirea magnificei realizări a cerului de a pune la oaltă cele două naturi, cea umană și divină. Aceasta este esența declarației Domnului Isus Hristos despre nașterea din nou în slava crescând a soliei îngerului al treilea. Nicodime, sanctuarul va fi curățit, sanctuarul va fi restaurat și adus la starea lui inițială. De aceea, am și început lucrarea mea publică cu curățirea sanctuarului, eveniment care ți-a trezit curiozitatea despre mine și despre misiunea mea. Sanctuarul va fi curățit, Nicodime. Dragul meu, Nicodim, acesta este scopul etern al lui Dumnezeu în creațiune. Înțelegeți? Noi putem să citim printre cuvinte și să înțelegem în profungime. El îi prezenta legământul cel veșnic, operațiune care se face cu toți cei care vor primi invitația la nuntă. Am început lucrarea mea publică cu curățirea sanctuarului, deoarece ce tu și poporul meu trebuie să înțelegeți că doar prezența Duhului de viață îndepărtează păcatul care în esență este despărțirea de izvorul vieții. Asta este marea izbăvire, marea ispășire, marea vindecare, eliberarea de păcat. Este intrarea solului în templul său, deoarece șechina revine astfel în locuința ei de unde a fost gonită prin păcat de primul Adam. Și acum ne lovim de marea confuzie care domnește în biserica atențită de ziua a șaptea, cu privire la nașterea din nou. Vă dau doar câteva dintre curente. Așa că mai mult decât ceea ce i-a spus un Nicodim, poate că îngerul bisericii adventiste de ziua a șaptea și membrii ar face bine să privească cu atenție la ceea ce ne spune Hristos omănescul unit cu Divinul în această discuție vă spuneam despre marea confuzie care domnește în biserica de astăzi cu privire la nașterea din nou. Unii sunt convinși că păcatul este biruit printr-o luptă progresivă, eliminând din viață păcat după păcat până când nu mai este nimic de biruit, astfel ca Hristos să poată pune pe frunțile lor sigilul lui Dumnezeu, așa ca un premiu. Așa cred. Alții cred că prin declarația de credință în jertfa lui Hristos, ei sunt născuți din nou, sunt îndreptățiți și astfel devin fără de păcat, sunt sfinți, totul printr-o declarație legală în cer. Da, se scrie acolo, în cărți. Și o a treia categorie, cred că deși au fost îndreptățiți și sunt socotiți, neprihăniți prin Hristos, totuși nu vor fi eliberați complet de păcat decât la revenirea lui Hristos odată cu schimbarea trupului păcătos. Astea sunt ideile, confuzie de la cap la coadă. Pentru că eu spun, fraților, să susții că ești născut din nou, dar totuși să mai păcătuiești, este cea mai mare aberație susținută de către îngerul bisericii noastre și întreținută de către membrii noștri care n-au nici măcar curiozitatea de a l întreba direct pe Isus, chiar sub smochinul lui Natanael. De a se întâlni ca învățătorul nostru Nicodim față în față cu Isus Hristos și de a asculta exact ceea ce spune el. Asta este nașterea de care vorbea Hristos. Eu chiar mă așteptam ca adventiștii, ca niște adevărați studenți ai Scripturii să priceapă Ioan capitolul 3 cu 9, 3 cu versetul 9, că cel născut din Dumnezeu nu păcătuiește, să fie primii care să spună că singurul pământean din această categorie a fost Isus Hristos. Și îi aud că spun despre Isus Hristos. Dar nu-i aud să spună că noi suntem niște mincinoși dacă pretindem că suntem născuți din nou și totuși mai păcătuim. Asta nu este naștere din nou, asta este o caricatură. Nu pretindem așa ceva ca să nu ne muste, mustre, mustre apostolul Ioan, dar pretindem că deși păcătuim, Totuși, suntem născuți din nou. Același lucru. Trebuie spuse lucrurilor pe nume, fraților. Adică, noi declarăm că nu suntem chiar născuți din nou. Așa suntem, că este o lucrare de o viață întreagă, ci suntem născuți parțial. Că și așa avem timp să ne naștem complet până la pensie, că este o viață întreagă. Eu mă uimesc de asemenea. Perle de care este capabil îngerul bisericii la Odicea. Și uite, așa am ajuns noi, rămășița, că ne place să gândim despre noi că suntem rămășița, în asemenea incredibile încurcături babiloniene. Și aici ajungem la asemănarea cu Nicodim, care, în virtutea nașterii sale ca izraelit, v-am spus că el se socotea foarte sigur de un loc în împărăția lui Dumnezeu. Era fiul lui Avram. Era o garanție. Nu s-ar fi mirat, v-am spus să, să l audă că neamurile trebuie să fie născute din nou, să se nască din nou ca să vadă împărăția lui Dumnezeu. Dar el, Iudeu care uh, se afla în afara cercului mântuirii, era zguduitor pentru el. Și aici asemănarea cu majoritatea zdrobitoare din biserica noastră, care consideră că ei au primit adevărul la Advent deoarece era cea mai sigură și cea mai biblică și cea mai civilizată și garantată cale de a fi mântuit. Noi știm că suntem în cercul mântuirii. Nu o spunem direct, dar ca și Nicodim spunem, suntem, am primit adevărul, alții din lume, dar noi, Doamne, mântuirea este prioritatea mea numărul unu. Da, și aici este căderea. În faptul că mântuirea este prioritatea lor unică, majoritatea din poporul adventist n-au niciun interes pentru marea controversă, n-au niciun interes pentru eliberarea lui Dumnezeu de acuzațiile grave care i s-au adus sau pentru eliberarea lui Hristos în poziția lui de mijlocitor în care este obligat să rămână din cauza păcătuirii perpetue a poporului său. I-auziți? Sunt majoritari. Partizanii mântuirii via mormâni. După principiul bă, așa, au, așa au, prins, bă, au trăit părinții noștri, așa au murit părinții noștri în credința adventă, tot așa vrem și noi să murim. Dacă a fost bună pentru ei, este bună și pentru noi. Vedeți comparația cu Nicodim? Vedeți guduirea și realitatea? Numai că Nicodim a stat și l-a ascultat pe Hristos. Ici și colo câte un suflet începe să vadă, să-i cadă mahrama de pe ochi și să-i cadă solzii de pe ochi și să înțeleagă ce este nașterea de nou, ce este părtășia de natură divină, cine este Hristos, ce înseamnă Marea Zei Spășirii, ce înseamnă ilustrația sanctuarului, care este Evanghelia Veșnică, care este caracterul lui Dumnezeu, ce este părtășia de natură divină. Și spun celor care sunt interesați doar de mântuire și de asigurarea unui loc în împărăția cerurilor, fraților, prin mântuire via mormânt, Dumnezeu nu va putea niciodată să realizeze scopul său comunicat în Ezechiel 36. Nu se poate. Acolo se spune, și neamurile vor cunoaște că eu sunt Domnul, zice Domnul Dumnezeu, când voi fi sfințit în voi sub ochii lor. Via mormânt nu se poate, că mergem la odihnă. E nevoie de o generație în viață, când o să înțelegem că el are nevoie de o generație în viață în care să repete demonstrația făcută în Hristos pe care o avea Nicodim în față? Demonstrată în Isus Hristos că atunci când omenescul este unit cu Divinul, omul nu păcătuiește. Vezi, Isus Hristos. Nu se poate trage o altfel o alt de linie de despărțire. Așa se trage linia de despărțire între Hristos și Baal, deschis, public, în văzul întregului univers ca o ultimă invitație adresată locuitorilor Pământului de a accepta oferta de har a unui părinte sensibil și iubitor, nu prin campanii de evangelizare în care devin ca și noi, la odicei. Când o să înțelegem că acesta este scopul soliengerului al treilea? Păi spune acolo, sora White, arată calea în Sfânta Sfintelor. Ce a făcut Hristos în Sfânta Sfintelor? A intat pentru nuntă când? În 1844. Da? Păi tocmai această înțelegere a produs grupul mic al pionierilor adventisti și astfel a apărut Marea Mișcare Adventă. Asta a format Mișcarea Adventă. Și mă să spuneți câte de adventiști? Păi intrarea la nuntă în 1844, intrarea în, în ziua ispășirii cu cei morți a format Marea Mișcare Adventă. Dumneavoastră vă numiți adventiști și nu știți cum a început? A început în sanctuar și trebuie să se termine în sanctuar. Nu via mormânt. Și de asemenea, în contextul discuției noastre despre nașterea din nou, este imperativ să înțelegem și să vedem corect ce este ispășirea. Că de aici pornește totul. Adică cei mai mulți din biserica noastră văd ispășirea ca o metodă prin care au obținut iertarea de păcat. Ispășirea e un alt fel de iertare, o iertare mai mare. Și aud cum spun, domne, noi cunoaștem că am fost îndreptățiți, că am fost socotiți. Asta e o componentă a Evangheliei. Corect! Și zic, da, dar acum vine cealaltă componentă, sfințirea. Și apoi vorbesc este despre glorificare. Dar nu în cap, în exprimarea lor. Nu văd că scopul lui Dumnezeu în sanctuar este unirea dintre cele două naturi, umană și divină. Unde încape în explicațiile pastorilor dumneavoastră, scopul lui Dumnezeu în sanctuar. Și atenție mare că din, dân și așteaptă de la sfințire o biruință asupra păcatului după principiul evoluției, lucru care este sperat și dorit până ziua de astăzi. Înțelegeți ce vreau eu să spun prin întâlnirea cu Nicodim? Atenție și avertizez că această interpretare falimentară rezultată din motivul că dânsi, rezultă din motivul că nu au înțeles în mod corect ce este ispășirea. V-am spus. N-ai înțeles ispășirea, n-ai înțeles doctrina sanctuarului. Și fără înțelegerea doctrinei sanctuarului, omenirea se poate ameți la nesfârșit cu expresii evlavioase despre dragoste, relație, creștere spirituală, dezvoltare în Hristos, ucenicie, lucrare, misiune. Problema este că despărțiți de natură divină nu vom putea trăi în neprihănire. Iar situația devine și mai complicată când observăm chiar la păzitorii luminii, rămășița, cum se mulțesc eforturile de a stimula evlavia, deși unirea cu natura divină este badjocorită. Că n-ai cu ce să te duci cu altceva. Da? Avertizez cu seriozitate că taina fără de legii uh, contează foarte mult pe eforturile de a păzi legea fără părtășia de natură divină. Vă mai spun încă o dată. Satana contează foarte mult pe eforturile de a păzi legea fără părtășia de natură divină. Cu asta i-a înmormântat pe generația lui Nicodim. Și ai săi nu l-au văzut și nu l-au primit. Atenție că noi trăim vremurile în care putem vedea sub ochii noștri desfășurându-se cea mai serioasă provocare din istoria adventismului. Și știți din ce cauză? Știți din ce cauză? Deoarece generația noastră de conducători neagă doctrina sanctuarului, care este fundamentul credinței advente. Aici s-a născut mișcarea adventă. Această teologie, care a surprins și a inundat toată biserica noastră, nu vede niciun loc pentru ziua ispășirii. Nu vede niciun loc pentru lucrarea fundamentală a întregului ciclu al planului de mântuire. Fraților, atenție că poporul nostru s-a născut în doctrina sanctuarului. În primă fază, ei, pionierii, părinții pe care noastră îi respectați, au înțeles deosebirile majore între lucrarea din cursul anului în care erau mărturisite păcatele, iertarea, și ziua ispășirii când păcatele respective erau șterse. Asta e baza. Nu e uh, istorie veche care spuneau bătrânii noștri. Ei au fost primii care au prins și care au perceput geniul economiei iudaice în care sanctuarul era întinat zilnic prin mărturisire, iar la sfârșitul anului era curățit dar prin contrast insistând decenii întregi doar asupra perioadei de 2300 de zile și neglijând fatal legătura cu inima omenească, doctrina sanctuarului a devenit, cum era și normal, searbădă, uscată și nefolositoare, așa o califica un critic evanghelic și nu este de mirare că generații de profesori adventiști au evitat-o. Eu n-am auzit-o prezentată la școală. Alții o ironizează. Iar cei mai mulți au abandonat-o complet. La ce ne putem aștepta de la elevii lor, de la colegii mei? Deveniți apoi pastorii comunităților dumneavoastră. La ce să ne așteptăm de la administratori și teologi dacă au avut astfel de profesori și o astfel de teologie cu privire la doctrina sanctuarului și cu privire la ispășire? Ce să vorbesc despre naștere din nou? Nu veți auzi predici și nu veți citi articole în revistele noastre despre ziua ispășirii. Spuneți-mi, arătați-mi-le și vă cred. Când poporul lui Dumnezeu va fi eliberat de povara păcatului, vor deveni plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Auziți așa ceva? Auziți despre sigilare și despre trăire în neprihărinie înainte de revenirea Domnului Isus Hristos? Se fac colocvii împotriva la așa ceva. Cum să vorbești despre eliberarea lui Hristos în oficiul său de mare preot? Noi venim cu curiozități, pacea Domnului, am vrea să știm cine a murit, ce a făcut... Și știu să spune, trebuie să te din nou. Trebuie să participi la Marea Zi a Ispășirii. Așa a spus un Nicodim. Marele educat. În primă fază nu i-a prea plăcut. La ce pastor pregătit sau conducător de conferință sau administrator la conferința generală iar place să îi se spună direct despre ce este vorba. Și sunt sigur că mulți dintre dumneavoastră ați auzit glasul unor astfel de soli venite prin niște oameni fără educație și fără să fie la nivelul dumneavoastră, profesional, social și așa mai departe. Așa s-a întâmplat cu Nicodem. Nu veți auzi despre predici, despre păcătoși făcuți părtași de natură divină în Marea ei Spășirii. Nu veți auzi despre marea zei Nu veți mai auzi și nu auziți despre ștergerea păcatului și efectul, sub efectul ploii târzii. Nici despre marea strigare ca rezultat al nunții mielului. Nici despre împlinirea din Ezechiel 36. Nici despre scrierea legii din Ieremia 31. Nici despre intrarea sorului legământului din Maliach 3. Nici despre actul creator din Zaharia capitolul 3. Nu veți auzi. Nu veți auzi că trebuie să vă nașteți din nou și să nu mai păcătuiți, că altfel suntem niște mincinoși, după exemplu prototipul nostru Iisus Hristos. Și toate acestea, deoarece adventismul contemporan nu mai crede că Daniel 8 cu este temelia credinței advente. E temelia bisericii noastre. E temelia. Revenirea lui Hristos nu va avea loc dacă nunta, Adică unirea dintre natura umană cu cea divină nu are loc. Nu va avea loc. Până când Mireasa nu se pregătește. Apreciind hainele de in strălucitor și curat, nașterea din nou, slava lui Dumnezeu, reîntoarcerea șechinei în Templul Inimii, revenirea lui Hristos, nu. Va avea loc oricât am cântat și am recitat și am exersat noi dorința ca evenimentul să aibă loc, bătând marea și uscatul și internetul spre a face convertiți cât mai mulți. Iar învârtirea aceasta de peste 100 de ani, în jurul muntelui, ar trebui să fie cea mai elogventă dovadă că așa stau lucrurile. Asta e realitatea. Și în final. Ar trebui să înțelegem, vis-a-vis -vis de subiectul nașterii din nou, că el se rezumă la o unică realizare, împlinirea legământului cel celvesnic. Care este acesta? Voi scrie legile și poruncile mele în mintea lor. Iar noi am învățat că legea este o transcriere a caracterului Dumnezeu. Și înseamnă că acest caracter trebuie instalat în minte și în inimă. Este posibil? Întreabă universul spectator. Este posibil? Vorbim despre nașterea din nou. Și universul spectator spune, priviți la Hristos. Așa răspunde guvernarea divină. Priviți la un membru al familiei omenești devenit locuința lui Dumnezeu doar prin credință. Uitați cum trăiește în neprihănire, uitați cum trăiește fără de păcat în mijlocul nelegiuirii, doar prin credință. priviți -l. e tiparul, e modelul, e prototipul pentru noua familie divină umană pe care Dumnezeu o creează în Hristos, pe pământ, în al doilea Adam. Și acum, după ce ni-l arată, spune, aveți credință să-l urmați. Pentru că Dumnezeu a promis să multiplice cazul Hristos în oricâte Exemplare umane care vor dori acest lucru, inclusiv dumneavoastră. Ăsta e drumul, calea consacrată spre Sfânta Sfinților. Aveți și vă doriți această credință. Și pe deasupra vreau să vă mai spun că mă gândesc acum că atunci când a, a, a dat definiția credinței în Evrei, capitolul 11, Pavel a, a folosit expresie care este de mult învăluită în. în, în într-o tainică prezentare uh, și care nu este înțeleasă nici până ziua de astăzi. Pavel a folosit o expresie uh, care are de face cu legământul cel veșnic. Că tot vorbim de legământul cel veșnic. Hypostasis, care înseamnă contract. Legământ, legământul cu Dumnezeu. Legământul lui Dumnezeu cu ființele create de la Serafimul Luminos și Sfânt până la om. Care este acela? Acela în care templul inimii, în templul inimii trebuie să fie instalat caracterul său sistemul de operare, legea sa, sub care toate ființele inteligente pot trăi în neprihărire și în veșnicie. Și acest contract a fost rupt prin păcat, prin despărțirea de natura umană și natura divină. Adam a ales acest drum. Prin Hristos, pentru prima dată de la căderea lui Adam, Dumnezeu reface scopul său veșnic. Hristos a avut hypostasis, contractul prin care el aștept, acceptă să fie un templu, înțelegeți? Și doar din motivul acesta exclusiv el a trăit în neprihănire. Ei, prin extensie așa vor reuși și toți cei care doresc să aibă hipostasis cu Dumnezeu. Fără el nu este nicio șansă de a vedea vreodată roada dătătoare de pace a neprihănirii, ci va fi doar spectacolul dezolant oferit de firea pământească travestită în spiritualitate modernă și în pasiune și zel pentru Hristos. Când vom așeza Maliach 3 în cadrul sanctuarului, abia atunci vom înțelege că genul de naștere din nou care se predică pe la noastre, nu are puterea să schimbe pe nimeni. Punct! Doar ne ține adormiți într-o siguranță înșelătoare, deși în realitate continuăm să trăim în păcat prin credință.